Premierul Marcel Ciolacu a declarat astăzi că în cel mai scurt timp părinții vor putea ridica tichetele educaționale în valoare de 500 de lei, cu care vor putea cumpăra rechizite și haine pentru școală. Avem proiecte importante în domeniul educației. Înțeleg că procedura privind tichetele educaționale de 500 de lei a fost finalizată atât de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cât și la Ministerul Educației. Astfel, în cel mai scurt timp, cardurile vor putea fi ridicate de părinți și folosite pentru cumpărarea de rechizite și îmbrăcăminte pentru școală, a spus premierul la începutul ședinței de guvern. Premierul Marcel Ciolacu a adăugat că va fi aprobat cardul necesar pentru continuarea programului național Masă Sănătoasă în școli și în acest an. Masa caldă s-a dovedit esențială în reducerea abandonului școlar în zonele unde programul a fost aplicat. De aceea, ținta noastră este să creștem de la 450 de unități la 1000 numărul școlilor unde să oferim acest suport alimentar copiilor, a menționat premierul Marcel Ciolacu. Peste 300.000 de elevi din medii defavorizate vor beneficia de un sprijin financiar din partea statului în anul școlar 2023-2024. Bugetul alocat este de 120 de milioane de euro și se întinde pe o perioadă de 4 ani școlari. Acești bani vor fi distribuiți sub forma unor tichete educaționale în valoare de 500 lei fiecare, care pot fi folosite pentru achiziționarea de rechizite școlare și îmbrăcăminte. Alocarea bugetară destinată susținerii copiilor din familiile dezavantajate prin intermediul tichetelor sociale electronice în cadrul programului Incluziune și Demnitate Socială este de aproximativ 120 de milioane de euro pe o perioadă de 4 ani. Ajutorul financiar în cuantumul de 500 de lei va fi acordat, așa cum s-a întâmplat și până la acum, într-o singură tranșă pe parcursul fiecărui an școlar și poate fi utilizat pentru cumpărarea de rechizite școlare și îmbrăcăminte, relatează realitatea.net.